În urma alegerilor din data de 10 noiembrie, românii au ales ca în turul 2 al prezidențialilor să intre candidatul PNL Klaus Iohannis și candidatul PSD Viorica Dăncilă. La nivelul județului Călăraș au fost deschise 235 de secții de votare, iar din totalul de 249.162 de persoane înscrise pe listele electorale permanente, s-au prezentat la vot doar 110.930 de persoane, înregistrându-se astfel o prezență la urne de 44,50%. Voturile valabil exprimate au fost 108.365. În urma numărătorii voturilor, pe primul loc s-a clasat candidatul PNL Klaus Iohannis cu 40.763 de voturi primite, obținând astfel un procent de 37,6%. Pe locul 2 s-a clasat candidatul PSD Viorica Dăncilă cu 34.509 voturi primite, obținând un procent de 31,8%. Pe locul 3 a urcat cu 9,3% Mircea Diaconu, candidat susținut de Pro-România și ALDE, care a obținut 10.100 de voturi. Iar pe locul 4 a urcat Dan Barna din partea USR Plus cu 9.931 de voturi, obținând astfel un procent de 9,2%. Am votat pentru o România normală, am votat pentru un președinte puternic care să creeze pentru România o imagine așa cum este ea. Am creat pentru democrație și pentru libertate. Am votat pentru România, am votat pentru mine și familia mea și sunt convins că mulți dintre cei care vin la vot vor ști ce să voteze. Deci o zi importantă pentru România, o zi importantă pentru noi toți. Am votat ce era normal să votez pentru o Românie normală, am votat pentru un viitor care sper ca partidul meu să încerce să-l îndrepte și să-l așeze pe o cale normală. Sunt convins că președintele nostru, Klaus Iohannis, va intra în turul 2 și de asemenea sunt convins că, indiferent cine va fi contracandidatul lui în turul 2, Klaus Iohannis va câștiga. E un moment important pentru România, pentru simplu fapt că el va duce România pe o cale normală, europeană și cei care au încercat să deturneze România din drumul ei normal nu au reușit. Națiunea română va vota astăzi, va vota pentru viitorul ei și va vota în primul rând pentru a fi în continuare europeni. Nu avem ce să căutăm în alte părți ale lumii, nu ne putem asocia cu alții. Singura noastră variantă este o Europa puternică, o Europa unită, în care și România să fie o națiune puternică. Sunt în plină acțiune astăzi, voi merge prin tot județul, voi vedea ce se întâmplă și dacă lucrurile decurg normal și dacă va fi astăzi o zi bună pentru noi, diseară ne vom bucura cu toți. Vă urez o zi frumoasă tuturor! Le mulțumesc tuturor celor aproximativ 10.100 de votanți care ne-au oferit încrederea la nivelul întregului județ Călăraș și să-i asigur că și pentru alegerile locale și pentru alegerile parlamentare o să încercăm să ne îmbunătățim oferta electorală și să încercăm să ne multiplicăm votul care, iată, s-a îmbunătățit de la europarlamentare, s-a îmbunătățit acum la prezidențiale. Asta ar fi un aspect. Referitor la cele două comentarii, la nivel național ne doream să obținem un rezultat mult, mult mai bun, dar iată, așa au fost așezate astrele. Mircea Diaconu, cu proiectul său cu bună credință pentru România, se pare că a reușit doar un scor de aproximativ 10%, 9,25% cum au dat acum dimineață rezultatele aproape definitive și considerăm că este un rezultat bun care pentru noi, cei pe care s-a bazat în momentul în care ne-am anunțat susținerea, am încercat să facem tot posibilul pentru a-l promova cât mai mult. Dacă la nivel național s-a plasat pe locul 4, la nivelul județului Călăraș și a ocupat locul 3. Da, a ocupat locul 3. Ce să vă spun, este extrem de onorant pentru noi locul 3. Și vom încerca să speculăm în sens pozitiv, în sens plăcut acest lucru
și, așa cum am menționat anterior, să îmbunătățim tot ceea ce trebuie să facem pentru oferta electorală ca să fie, să fie mult, mult mai atractiv de acum înainte. Proiectul cu bună credință pentru România nu aparține de acum înainte, nu aparține numai domnului Mircea Diaconu. O să preluăm din programul Bună credință pentru România tot ceea ce se va mula pe, pentru județul Călăraș. Și vreau să reamintesc ceea ce am spus acum vreo două luni jumătate, trei luni de zile pentru mass media călărășeană și pentru publicul din Călăraș. Acel anunț, acea mânușă aruncată, dar din păcate nu a fost ridicată de niciun competitor politic, de niciun adversar politic, nici de la PNL, nici de la PSD, nici de la USR, chiar dacă ei s-au clasat pe locul 4, dar tot competitori politici redutabili sunt absolut toți, de a veni în perspectiva alegerilor electorale următoare, să vină, da, și să vedem, să ne așezăm la o masă toți, indiferent de procentele, că unii au 30%, alții au 20%, fiecare are electoratul său. Și atunci când vom arunca pe piața politică candidații la primărie, candidații pentru viceprimar, candidații pentru consilier local, consilier județean, președinte de Consiliul Județean, să încercăm să armonizăm absolut tot ceea ce înseamnă cei mai bine pentru comunitate. Că e o comunitate urbană, că e o comunitate rurală. Și atunci să vedem care sunt primele trei priorități pe care le vede PSD-ul, pe care le vede PNL-ul, pe care le vede USR-ul, pe care le vedem noi, da, cei de la Pro-România, și să încercăm să stabilim că acele trei prime priorități sunt aceleași pentru fiecare din aceste partide. Credeți diferența... Până acum n-au acceptat. Probabil că or fi zis că suntem un partid mic. Dar eu cred că acest partid mic a făcut un scor important și la europarlamentare. S-o fi zis atunci că este o întâmplare. A făcut un scor important. Suntem a treia forță politică acum la nivelul județului Călăraș. Nu? Este neîndoielnic acest lucru. Și n-ar trebui să nu existe colaborare din momentul în care se va configura noul Consiliu Local, noul Consiliu Județean, noua bătălie pentru obținerea primăriilor, pentru obținerea Consiliului Județean. Și atunci reiterez această propunere de a sta la masă toți competitorii politici să vedem care sunt prioritățile, primele priorități, primele trei priorități din agenda unei comunități. Să presupunem că vor accepta oferta dumneavoastră. Dacă toți candidații vor avea aceleași obiective, primele trei, ce anume îi va diferenția? Maniera în care oamenii, pentru că absolut toate partidele vor binele țării, absolut toate partidele vor binele comunităților din care izvoresc proprii candidați. Maniera în care își promovează candidații, știința de a pune un om la locul potrivit, nu? Se spune din popor, se știe, omul potrivit la locul potrivit. Aici se face diferența între un partid și altul. Pentru că, în opinia mea, doctrinele sunt deja istorie, despre doctrine se poate citi în cărți și de acolo se vede cel care este mai înclinat spre studiu, se vede că va vedea că un partid este de o doctrină sau alta, dar acum pe cetățeanul de la Goștilele, de la Fundulea, de la Borcea, de la Călăraș din Măgureni, nu-l mai interesează doctrina. Pe el îl interesează să aibă ce să pună pe masă, pe el îl interesează să-i se rezolve problema atunci când merge la primărie, la consiliul local, îl interesează să aibă aducțiune de apă, îl interesează să aibă căldură, îl interesează să nu mai fie doar o vorbă în vânt, mărirea pensiei și mărirea salariului, și să nu fie a doua zi urmată de o indexare, de o mărire a prețurilor care să depășească mărirea pensiei sau a salariului. Deci asta este important. Și atunci, cine face lucrurile acestea? Un om. Ar fi făcut-o Mircea Diaconu dacă ar fi ajuns în turul 2 și l-ar fi bătut pe Iohannis. Acum acest un om se răsfrânge pe un candidat adevărat la primărie, un candidat adevărat pentru post de viceprimar, pentru post de consilier județean, consilier local și așa mai departe. Acest un om trebuie să știe a fi pus de către fiecare partiduleț în parte. Urmează un an cu alegeri locale și parlamentare. Îl vom regăsi pe domnul Diaconu la parlamentare pe lista Pro-România? Mă depășește întrebarea, nu știu să vă răspund la momentul ăsta, este foarte la cald. Nu am știință dacă domnul Diaconu va îmbrățișa o carieră politică
împreună cu formațiunea noastră politică sau dacă va rămâne independent. Din câte îl cunosc și din câte a spus oamenilor solicitându-le votul, cred că va rămâne independent. Dar este doar o opinie personală. Viitorul va demonstra ce va face domnul Diacon. În urma numărătorii voturilor obținute la alegerile prezidențiale din data de 10 noiembrie, candidatul PNL Klaus Iohannis s-a clasat pe prima poziție, atât la nivel național, cât și la nivel județean. Cum comentați acest rezultat? Păi, în primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor cărărăcerilor care au fost la vot și au votat Klaus Iohannis. Mă bucur enorm de mult că prezența a fost numeroasă. Îi așteptăm și în turul 2 să vină să fie alături de noi. Mai este o satisfacție pentru mine, pentru că și numai pentru mine, pentru toată organizația PNL, este că un candidat de dreapta a câștigat la Călăraș și în municipiu și în județ. Este pentru prima dată când câștigă un candidat de dreapta? Este pentru prima dată când se câștigă un candidat de dreapta în municipiu și județul Călăraș. Asta este un lucru care ne dă o satisfacție deosebită, pentru că roadele muncii noastre sunt reflectate de aceste rezultate. Bănuiesc că ați făcut o analiză și ați văzut situația înregistrată la nivelul fiecarei localități. Considerați că ați obținut rezultatul preconizat la nivelul fiecarei localități din Călăraș? Nu. Noi am avut un target mai mare. Rezultatele, după părerea mea, sunt bune pentru că am câștigat, dar se putea și mai bine. Noi am fi vrut să fim în primele 5-6 organizații la nivel național, dar rezultatele foarte bine obținute în Ardeal, în zona de vest, ne clasează mai jos decât primele 5 localități, dar cu un procent sau cu peste procentul câștigat de domnul președinte Klaus Iohannis. Credeți că în turul 2 diferența dintre cei doi candidați va fi foarte mare? O analiză mai profundă a rezultatelor vom face în perioada următoare, dar într-un timp cât mai scurt, pentru că nu mai avem mult și vine al doilea tur de scrutin pe care trebuie să-l pregătim foarte, foarte bine. Rezultatele au fost și foarte bune și mai puțin bune. Au fost și foarte mari surprize și am avut și ceva dezamăgiri. Deci, rezultatele cumplind și satisfacții și dezamăgire. Dar, în ansamblu, rezultatele sunt bune pentru că am câștigat. Întotdeauna este loc de mai bine și noi credem că în urma analizei pe care o să o facem și după ce discutăm cu fiecare organizație în parte, cu primarii noștri, mobilizarea va fi alta în turul 2, atât al primarilor cât și al membrilor de partid din organizația respectivă. Rezultatele obținute la alegerile prezidențiale vă ajută pentru a desemna candidatul la viitoarele alegeri locale de anul viitor? Normal, dacă ținem cont că avem unele localități unde nu avem primari și președinții de organizații s-au descurcat foarte bine, este un pas. De asemenea, acolo unde avem primari și rezultatele nu sunt pe măsură, trebuie să-l gândim foarte bine care au fost cauzele și în urma unor sondaje de opinie vedem care este poziția actualului primar. Eu cred că nu sunt multe cazuri, sunt rare cazurile, dar cu toate acestea noi trebuie să analizăm pentru că noi vrem să câștigăm alegerile și locale și parlamentare. Ca atare, nu există compromisuri în a nominaliza persoanele care trebuie să candideze pe listele noastre pentru primari sau consilieri. Au existat discuții despre primari care au oscilat între PNL și PSD. Cu toate acestea, Klaus Iohannis a câștigat în localitățile respective. Zvonuri, discuții sunt peste tot. Faptul că la ora actuală noi avem același număr de primari, acum pot să spun eu, chiar mai mult decât atât decât avem noi, dovedește că ceea ce se spune despre Partidul Național Liberal și despre organizația PNL Călăraș este adevărat. În momentul când apar
apar probleme de mobilizare, PNL-ul strânge rândurile și devine impenetrabil. A spus că aveți mai mulți primari. La alegerile locale, știți câți veți obține sau măcar preconizați? Dacă ne uităm pe rezultatele obținute acum, ne apropiem de 40. Mult puțin, vom vedea, poate să crească sau poate să scadă. Eu cred că va crește mai mult decât va scade. Pentru că, vedeți dumneavoastră, discuțiile pe care le avem în teritoriu cu colegii noștri și implicarea lor în acțiuni de anvergură, cum au fost aceste alegeri europarlamentare și prezidențiale, dovedește faptul că am ales bine. Pe piață se fac calcule, apar speculații, partide de dreapta care îl vor susține pe Klaus Iohannis în turul 2, partide de stânga care îl vor susține pe doamna Dăncilă în turul 2. Credeți că vor apărea surprize? Păi, dacă ne uităm pe hartă, vedem că județele roșii ani de zile au devenit galbene peste noapte. Rezultatul obținut de doamna Dăncilă reflectă de o cădere abruptă a Partidului Social-Democrat, cu toate că se încearcă acum spălarea într-un fel a imaginii partidului și al lui doamna Dăncilă. Faptul că noi suntem într-o mare galbenă acum, nu mai suntem izolați, noi Călărașul, că eram izolați în toată zona de sud, dovedește faptul că opțiunile cetățenilor s-au schimbat, au dat un vot de blamă partidului stat, iar rezultatele de acum ne îndreptătește să avem încredere și în obținerea unui rezultat foarte bun și în turul 2. Eu sunt convins că Klaus Iohannis va câștiga și al doilea tur de scrutin și va rămâne pentru al doilea mandat președintele României. Guvernul a fost schimbat. La prezidențiale se preconizează victoria candidatului PNL, urmează parlamentarele. Nu, urmează alegerile locale. Da, dar parlamentarele pe care trebuie să le câștigăm, iar parlamentarele trebuie să încurumeze toată activitatea noastră cu un guvern, cu o majoritate PNL. Candidatul PSD, doamna Viorica Dăncilă, a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cum comentați acest rezultat? Rezultat obținut atât la nivel național, cât și la nivel județean. Este un rezultat bun pentru PSD, vorbind și la național, dar poate se putea și mai bine, iar la nivel județean chiar sunt foarte mulțumit pentru procentul care l-am obținut, rezultatul l-am obținut. Sunt nemulțumit de trei primării unde am pierdut primăriile noastre, am pierdut acolo, am fost depășiți de către cei de la PNL, dar una peste alta e un rezultat bun pentru noi, pentru organizația PSD Călăraș. Considerați că în turul 2 pot apărea răsturnări de situație? Sunt convins că vor apărea, pentru că vom munci mai mult și noi, cred că și se vor mobiliza mai mult și cei de la PNL, dar noi acolo unde am, în zonele unde nu am stat prea bine, o să încercăm să ne mobilizăm ca să avem, rezultate mai bune. Cu siguranță, în urma votului, veți face o analiză pe fiecare localitate în parte. Acolo unde ați pierdut primăriile, veți lua măsuri sau ce anume se va întâmpla? Da, trebuie neapărat ca să luăm anumite măsuri radicale. De exemplu, mâine suntem chemați la București, iar cred că miercuri vom face noi o analiză la sediul partidului, toți parlamentarii și președinții organizației.